De marți, moldovenii și turcii pot călători dintr-o țară în alta în baza buletinului de identitate. Acest lucru a devenit posibil după ce guvernele celor două țări au modificat acordul privind abolirea reciprocă a vizelor. Chiar dacă la aeroportul internațional Chișinău călătorii încă nu au început să folosească cărțile de identitate în acest scop, perspectiva este salutată. Cred că e o idee bună și corect. Călătorează doar și buletinul, tot un act de identitate, reprezintă toate cele și ori pașaport, ori buletin, tot aceeași. N-ar trebui să fie o problemă pentru nimeni. Eu nu înțeleg și eu care e cauza, eu tot am buletin și am vreau să mă interesez cum e procedura aici, că nu știu nici eu precis. Este ok, nu știu ce părere pot să vă spun. Este ok și cu pașaportul, este ok și cu buletinul, dar pentru mine este mai bine cu pașaportul. Din motiv că voi avea ștampila în pașaport, am avut nu de mult o situație care trebuia să demonstrez că am ieșit din țară și trebuia să am ștampila. Actually, we are here today for the... Asistăm la sosirea primului cetățean turc în Republica Moldova pe baza cărții de identitate acceptată de Republica Moldova și suntem foarte bucuroși. Este o oportunitate minunată pentru ambele țări de a facilita călătoriile. Credem de asemenea că legăturile puternice dintre cele două țări vor contribui nu numai la intensificarea turismului, dar și la consolidarea legăturilor culturale între cele două popoare. Between the countries would also support. На самом деле мы транзитом летели, поэтому так для отдыхающих, наверное, это большой плюс, кто кого молдавское гражданство и кто нам вовремя паспорт себе не поменял. Da, în principiu orice reformă de genul ăsta e binevenită, fiindcă e foarte problematic să traverseze o frontieră cu 10.000 de acte și un control strict. Pe când dacă țara reprezintă un partener, de ce nu de simplificat? Adică e o chestie bună. It's a good opportunity to travel for the... Este o oportunitate excelentă pentru cetățenii din cele două țări, pentru călătorii. Turkish people, of course, and it's, I think it's a good, very good, will be more and more, yeah. Modificarea va contribui la intensificarea relațiilor de colaborare moldo-turce pe toate dimensiunile, inclusiv în domeniul comercial și cel al turismului. Cetățenii care vor călători în baza buletinului de identitate vor putea intra pe teritoriul statelor pentru aceeași perioadă de ședere ca și în cazul pașapoartelor. În același timp, persoanele care vor călători în baza buletinului de identitate nu vor putea munci, face studii sau sta pe o perioadă mai mare de 90 de zile pe teritoriul celuilalt stat.